Mulțumim, domnule profesor, mai ales pentru felul în care ați întors, așa a venit discursul, pentru că noi ne așteptam să existe mai multe elemente de știință. Așa. Însă dumneavoastră ne-ați arătat felul în care un om de știință ca dumneavoastră a fost cu cei de Părintele Galeriu și felul în care ați înțeles să mergeți pe această cale pe care a deschis-o Părintele și în felul acesta mi-a explicat mingea la fileu și că pot să spun că în această a doua parte a anului 2018 s-au organizat la noi toate aceste conferințe și evocări și aceasta dumneavoastră și altele care au fost înainte mi-au arătat într-adevăr că Părintele a pus semințele. Iar dumneavoastră continuați să dați rol. Adică foarte puțini dintre noi își pot imagina, să spună, că Părintele Gabriel este personalitate mondială. Poate că fie că suntem români și ne smerim, fie că odată ce am fost contemporan cu Părintele, ne vine greu să spunem aceste cuvinte de frică să nu ne mândrim prea mult sau să ne exagerăm, dar aceasta este realitatea. Fiindcă a pus în discuție nu numai teme locale, ci tot timpul a pus în discuție teme universale. Și așa cum a spus dumneavoastră, el a mărturisit adevărul de fiecare dată. Gândiți-vă dumneavoastră pe ce prezenți. Mulți dintre dumneavoastră spune, de ce să fac părinte? Să tac sau să nu fac să este vorba să mărturisesc adevărul? Și acum am văzut că mai am ocazia să vă spun. O să mărturisesc adevărul dacă trăiești în adevăr. Dacă viața ta este o mărturisire a adevărului în totalitate, pentru Părintele Galeriu, mărturisea adevărul și vorbim despre un fapt foarte simplu. L-am evocat și eu împreună cu domnul profesor Gheorghe Valeriu, sau cum îi spunea Părintele Valerică și Boca, așa, după acel frate Valeriu, mi se spunea de Valerică și Boca, că așa am cunoscut domnul profesor. Popas în viața Părintele Galeriu a fost despre ce a făcut Părintele Galeriu în facultate. Și acum fiecare se poate uita la sine și să gândească ce a făcut în facultate. Eu să spun ce a făcut Părintele Galeriu. Părintele Galeriu a ridicat de la o facultate la alta pentru că avea lista tuturor conferințelor. Deci se interesa de programul fiecare facultăți, de fizică, de literatură, de artă, de orice. Și unde era cel mai mare nume la care putea ajunge, acolo se ducea. Se ducea și asculta conferința. Prin urmare, dialogul între credință. Noi suntem puțin mai pretențioși în teologie și știință, dar pentru Părintele a fost o formă de mărturisire a credinței. Dialogul a început la el din prima clipă, pentru că a căutat permanent să vadă cum mărturisesc ceilalți. Care sunt opiniile, care sunt teoriile, care sunt cum se interpretează lucrurile și de aceea a fost capabil, dar iată că este real. Deși toată viața dânsului este o viață de dialog cu oameni de știință, cu oameni de cultură, cu oameni de artă sau cu credincioși simpli. Doar sfârșitul vieții devine instituționalizat acum acest dialog în sfârșitul vieții sale. Mi-aduc aminte că ultima întâlnire cu un om de cultură care era programată de un băiatul lui Alexandru Paleologu.
Această ultimă întâlnire a fost prezentată de Părintele Nicolae Bărbașiu, pentru că deja Părintele Calerii în 2002, în sfârșitul de ianuarie, când era programată întâlnirea, era la spital. După aceea nu s-au mai putut ține întâlnire, dar noi, cu domnul Costea Munteanu, care ne-a dat atunci secretarul și ostenitor acestor întâlniri, ne-am reînceput. Și această întâlnire este tot în cadrul conștiințelor însușirea cu iubire adevărului. Vă rog, dacă sunt întrebări. Eu aș vrea să vă spun că sunt pe bun întrebare, nu te dați mai mult soare. Vreau să-mi dați un exemplu, așa din setea mea, dar și din dorința mea ca oamenii să audă. Să-mi dați un exemplu de problemă științifică în care ați discutat cu părintele și să audă o opinie de-a dânsului. Este o problemă științifică într-o speță clară. Așa. Da, da. Chiar acolo vreau să ajung că există un moment în care oamenii de știință și oamenii de credință intră în dialog. Acest dialog este în afara, să spunem așa, obișnuințelor. Pentru că în mediul academic, dacă urmărim toate reportaje, interviurile care apar pe posturile de televiziune despre oameni de știință, întotdeauna apar numai reportaje unde știința este triumfătoare, unde știința pune omul în centrul universului, unde știința are opinii clare. Părintele care nu știa acolo, îi spun și părintele, tot Galeriu Cristian, spune așa, zice, imaginați-vă că știința, prin metode științifice, cotrobăiește prin tot universul ăsta material. Doar, mai scoate azi ceva, mai scoate mine ceva, mai ajunge într-un colț, doar, îl va găsi pe Dumnezeu sau nu îl va găsi. Și atunci, știința nu are posibilitatea de a vedea totul, de a cerceta infinitul cunoscut, lăsând la o parte infinitul nevăzut. Și acum dau un exemplu. Am avut o conferință la care s-au prezentat pe părintele care nu și în alții cu aspeți teologici de la ortodoxi din Grecia, din Iugoslavia, din România, în care s-a spus așa. Deci, dau două exemple. Un înalt prelat a ajuns a fi episcop în Grecia. A fost unul dintre cei mai străluciți oameni de știință de la Massachusetts Institute of Technology, MIT. Un chimist remarcabil care a lucrat pentru foarte multe descoperiri în domeniul biologiei. Și a fost întrebat, bine, părinte, deci asta era un exemplu, că apoi vă dau și cu părintele Galeriu, cum de a trecut de la știință la credință? Și acum, dacă citiți, dacă deschideți orice site despre Univers, veți descoperi un lucru simplu, foarte simplu. Universul material, deci cel care este cunoscut, pe cel pe care îl vedem, nu cu ochii minții, pentru că nu vedem cu ochii minții, îl vedem prin telescoape, prin radiotelescoape, prin intuiție, prin tablă, Universul pe care îl vedem și nu stăpânim, că nu cunoaștem, este de numai 4%. 4%. Restul fiind materie întunecată și energie întunecată, pe care oamenii de știință n-au reușit să descopere.
acopere, de unde provine această baterie întunecată și această energie întunecată. 4%, și atunci zice pe restul 96% ascunse de către Dumnezeu, ascunse din lumea materială, nu vor veni dincolo de Universul nostru, din lumea materială. Restul, cum le pot, cum pot căpăta cunoștințe? Și atunci intervine ceea ce Părintele Galileu, care cunoștea foarte, cunoștea foarte mult pentru toate filocalele, toate, toți vinții părinți, revin și ce facem? Cine ne referează nouă decât credința? Așa și spunea, ochiul credinței, care ne duce cu gândul dincolo de univers. Și acum, referitor la știința Părintelui Galileu. La știință, pentru că era un părinte care pricepea foarte repede. Părintele Galileu a priceput foarte repede că noi suntem constituiți din atom. Cred că un lucru simplu și pentru ceilalți părinți, nu numai pentru Părintele Galileu. Suntem mai mult format din golul decât din materie. Deci, orice proton trece cu noi și ne salută din mers. Da, cunoștea un lucru formidabil. Cunoștea o teorie care fizicienul numește teoria lui Heisenberg. Ce spune această teorie? Teoria nedeterminării. O teorie nedeterminată. V-ați spus Părintele Galileu, nu era maestrul ecuațiilor. De asemenea, teoria lui Schrödinger, care este și mai simplă. Ce zice teoria lui Schrödinger? Era un atom, un număr de 10^28 de atom. Cel puțin un număr de electroni egal cu numărul ăsta infernal de mare. Și acum vreau să vă gândiți că am început cu citatul Părintele Galileu, că existența noastră reprezintă un salt peste moarte. Revin la teoria lui Schrödinger. Electronul sare de pe nivelul atomului, de o stare fundamentală, pe o stare mai puțin stabilă, mai aproape, mai departe sau la infinit de atom. Această trecere a electronului, salt al electronului, se face numai primind lumină. Primind lumină. Adică nivelul de energie venită din univers, în funcție de lumina pe care o primește, când face un salt cuantic. Părintele zice un salt peste moarte. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că acest salt nu mai are nicio legătură cu viteza luminii limitată. Și Părintele Galileu a primit să lumine. Păi gândul nostru, credința noastră, ajunge la Dumnezeu mai repede decât lumina. Mult mai repede. Și dincolo de Universul nostru. Acum, vreau să vă spun că nu era singurul domeniu fizica, pentru că cunoștințe dânsul am schimbat în domeniul fizicii, pentru că citea foarte mult, dar citea foarte mult despre medicină, despre neuroștiințe, citea foarte mult despre invențiile care au apărut. Apăra foarte cu îndrăgire, să spunem așa, inventatorul penicilinei este român. Nu i s-a dat primul pe diferite motive, fără motiv. Nu știu cum că premiile se acordă în funcție de origine, în funcție de atașamentul față de anumite comunități. Dar, dânsul era pentru mine, pentru cum mai sunt și acum alții, care știa, deci știa, să traducă Sfintele Scripturi la știință.
Deci eu revin o teorie. Teoria feedback-ului, care este fost emisă, este ultima versiune, nu este finală. Sunt și alte teorii ale expanderii Universului, ale apariției vieții. Sunt multe teorii a springurilor cosmice și așa mai departe. Da, da. Părintele Galeriu a luat geneza și fiecare evoluție a genezei, plecând de la punct, deci să fie lumină. Pe la 10 la minus 400, ce a făcut mare explozie? A explodat, deci din lumină sau dintr-un element foarte mic, punctual 10 la minus 33 centimetri cub, a explodat materia în univers, pentru că se citește toată lumea, și s-a expandat și s-a făcut lumină. Uitați-vă ce frumos sună și vreau să reflectați. Toată lumea creată conține trei elemente. Numai trei elemente. Electronul, coarcul și fotonul. Nu e nevoie de altfel. Trei elemente. Cine? Care dintre ele? Cum se interpretează lucrurile care venea și ne explica în teoria unicității? Pentru că dacă studiem fizica, există teoria unicității câmpurilor. Știți foarte bine că sunt patru câmpuri energetice. Cel mai modern să nu trăi câmpul electromagnetic. Deja slab este interacțional. Dar câmpul tare și câmpul gravitațional sunt cu trei. Și deja se ridică teoria unicității câmpurilor. Într-una singură, la evenimentul de explozie al Universului, nu există decât unul, unicitatea. Unul. Deci cel mai mare număr este unul. Deci, acest lucru era foarte bine descris. Și acum, Părintele Galileu are o vorbă. Păi cum poți să vorbești omului în epoca în care ai scris aceste cărți sfinte, decât cu cuvintele pe care el le înțelege? Nu putea să scrie în anii 67 până în anul 100, când au fost scrise Evanghelia, știm bine, la 30 de ani, la 20 de ani, nu puteau să scrie despre avioane, nu puteau să scrie despre rachete. Era o absurditate pentru înseamnă că era o blasfemie. Și atunci, pe lângă tradițiile care existau în bisericile antice vechi, mai apărea și pentru că Apocalipsa lui Ioan scrie foarte frumos. S-a lățat la ceruri și a văzut 7 ecrane. Păi vă rog să urmăriți, ne suim în stația spațială ISIC, stația internațională și vedem Pământul. Vedem cum arată noi, cum arată continentele și așa mai departe. Vedem avioanele care transportă, nu mai spun de războaie, de lupte, de... Deci nu puteau fi numite decât păsări cu cioc, cu foc și așa mai departe. Deci există o legătură între scris și realitate și afară și peste mii de ani în care Pământul nu se modifică foarte mult. Pentru că tot ce a descoperit omul, și aici vreau să vă spun, să nu dacă mă țin prea mult, să mă ceași pe mine, care să mă scuzați, ca să nu devin Sfântul Dionisie aerologicul, adică rămâne omul singur în fața mea, așa zice Părintele Galeriu. Deci, iată că avem. Și ce contradiție există acum? Acum contradiție. Dacă a trăit Părintele Galeriu, aș avea cum să vorbesc cu Dumnezeu, dar poate la anul întâlnit Părintele aici. Se emite ori peste teorie. Care e mare, care e mai absurd? Deci Stephen Hawking, unul cei mai mari fizici ai planetei, a scris. Din păcate, în cu 2 ani înainte de a muri, chiar a spus că oamenii trebuie să părăsească planeta.
într-o sută de ani, dar acolo va fi jale și nu se mai da. Se emite teoria că omul e mai tare decât Dumnezeu. Colonizează Universul și se primește o altă teorie. Sunt teorii absolut incredibile. Da, da. Să luăm puțin științific. Pentru că nu vrei să spun de oamenilor, nu știința în ecuație, așa cum pricepea părinte, dar nu știința în ecuație, părinte, ci știința în știință. Oameni dragi, omul nu va să părăsească planeta Pământ material niciodată. Dincolo de 1000 de kilometri, va fi, nu mai exista o. Nu se spune. N-a trecut niciun om dincolo de 1000 kilometri, se va adevăr cu el. Pentru că Pământul e protejat de planetic, protoit, nu distrug planeta și așa, sunt teorii simple, nu trebuie să fie complicat. Nu spunem că greutatea noastră, circulația noastră, constituția noastră vie, este legată de Pământ, Lună și Soare. Nu avem ce căta. Unde sunt pomarte? Pomarte? 29 pomarte. Dragii mei, Marte nu are cât mai magnetic. Când are o revoluție solară, care se fac cel puțin de 10 ori, cel puțin. Nu mai zic, în ciclul solar, că e jale de sânge tot în cale. Trebuie să face 3 km în subsolul marțian. Nu există agresivitate, nu există. Noi putem să stăpânim o zonă, putem să stăpânim clima. În loc să avem grijă, să ne îngrijim ca oamenii de această planetă. Pentru că problema noastră majoră este grija față de oameni și, în primul rând, grija față de natură. Natura care ne dă nouă suportul biologic și ne susține pe această planetă. Atunci, ce trebuie să facem noi, oameni de știință și oameni de credință? Păi trebuie nu să discutăm un contradictoriu pe principiul că o țin mai tare sau eu am dreptate, ci să punem pe masă teoriile, fiecare teoriile cu teoriile lui. Și atunci, în momentul când stăm de vorbă, cineva înțelept cedează. Ce înseamnă cedează? Înseamnă că cedează totul. Că cel puțin vine cu argumente. Și acum vreau să vă spun un lucru foarte simplu. În ultimii 20 de ani, nu mai există cercetare aerospațială. Totul s-a dat cu Elon Musk. Cred că ați auzit, inventatorul de familie, da? Care își bate joc de invențiile și rachetele care le trimite aiurea prin spațiu, mașini inutile. De ce oare au renunțat guvernele? De ce au renunțat la lui să unească? Acum știți că nu sunteți. Sunteți oameni care erați în 2012. Câtă vârbă s-a făcut de particular Dumnezeu la Geneva. Dom'le, câte minciuni s-au spus, câte aberații nemaipomenite. De ce există această particulă lui Dumnezeu în teoria unificată, dacă era părintele Galileu? Pricepea pentru că ei se spunea, nu în ecuație, este chintesența, legătura între cele trei părinte. Cine vrea că cele trei lucruri te reunește? Doamne, s-au lăudat câte primi, nouă, câte energie s-a consumat. Nu suntem împotriva cercetării, nici Scriptura nu este. Doamne, ferește, nu există. Chiar spune, mulțumesc, Doamne, pentru cele știute, mulțumesc, Doamne, pentru cele neștiute. Mulțumesc, Doamne, pentru cele văzute. Mulțumesc, Doamne, pentru cele nevăzute. Deci, nu să nu condamnă știința, că știința de treabă ei. Din contră, nu oamenii de știință sunt propovăduitorii acestei propagande, ci cei care sunt în spate, în spatele lor. Adică ce beneficii au din aceste, să spunem, lucruri denaturate, pentru că nu sunt normale ceea ce trebuie să facem noi. Nu să ne urâm între noi. Asta e poporul ăsta care să mănâncă zi de zi. Trebuie să ne înțelegem, să discutăm de la om la om.
Și închei spunând un lucru. În 2004 am fost la un congres european la Liege, în Belgia. Și se vorbea atunci despre învățământ știință până în anul 2020. Mai sunt 2 ani. Da, 2 ani. Să știți că m-am crucit și eu, cum făcea părintele care eu, Doamne, m-am crucit și eu, ce stămină omului. Deci, criza acută de profesor, criza acută de cercetător, să fie înlocuită cu ecrane gigantice, copiii să fie clase închise, vă rog să rețineți. Și unul de la Mătăpitru dictează și le dă teoria și lecția pentru sute mii de elevi. A fost și cercetarea aceea, mai ne trebuie, nu? O doamnă din Anglia a zis, stați așa, că lui Newton i-a trebuit să-i pice mărul în capă ca să limită teoria gravitației. Ce cele vorea cu bani suplimentar pentru învățământ? Și închei spunând, vorba se face și cuvântul face to face. Este un lucru de neimaginat ce se întâmplă astăzi. Abaterea atenției, abaterea discuției noastre, de la discuții față, totul în față, este 100%. Au apărut mijloace de ținut copiii, de ținut persoanele, departe de aceste probleme. Cred că 90% din personal urmărește o tabletă, un telefon, sau intră într-un, își pune ochelari ca să vadă ceva virtual, o realitate virtuală. Să știți, o realitate virtuală de necrezut. Adică îți imaginezi prin mintea ta să ajungi asupra de parte ca și mintea să fie controlată prin acei ochelari, pentru imagine. Deci asta a fost pe scurt și asta ar trebui să fie o tematică și un dialog în continuare, în care oamenii, noi, și orice are o problemă, o problemă cât de mică, o frământare, pe care o au de la televizor, o de la prieteni, o de... Dom'le, ce se întâmplă? Să știți, fără de jel, au venit la mine în 2012, domnule profesor, ca să spună părinții din Târgoviște, ce e cu gaura care apare la cineva și distruge pământul? Poate acum întrebați pe mine și pe o realitate care în România se face cu laser. Ceva care e laser minunat, un laser extraordinar. Este un laser copijuminare, este un impuls. Dacă ați vedea ce energie consumă și ce energie face laserul, la jos, peste 6.000 de ori mai mari pe soare. Nu, pentru că este un punct. Deci una e să confunzi un punct de laser și una e să confunzi o energie continuă. Adică punctul ăla este foarte mic, dar e atât de periculos și pentru copii, dacă se joacă cu acele pointere, că poate să dezbească de tine. Deci nu zic că nu e important și vreau să închei pozitiv. Toate științele au dus la descoperiri minunate în medicină. Tomograful, rezoluția magnetică nucleară, materiale care folosesc omului, toate au rezultat în urma unor cercetări fundamentale. Dar, din istorie știm, a apărut dinamita, deci au apărut toate armele nucleare, toate armele chimice, biochimice și așa departe. Este să facem o distinție între genomul uman pe care să-l protejăm și reproducerea genomului uman. E o statuie cum aia dur în Anglia, cred că parcă așa, care am bătrânit în 6 săptămâni pe 12 ani. Deci știți că singura oaie care a fost reprodusă e oaia dur. Deci, revin, suntem unicați pe planetă, suntem, nu ne asemănăm între noi și oricât am fi chiar genuri, chiar frați, nu avem în comun 100% genele și toate organismele.
Eu atât de mult să spun, dacă v-am plictisit, vă rog să vă scuzați. Nici de cum am impresia că după când v-ați împărțit după pauză. Dacă aveți o întrebare, vă rog să veniți în față. Vă rog să veniți aici, vă prezentați și o spuneți la microfon ca să o audă toată lumea. Domnule profesor, bună seara. Bună seara. Fiți amabil. Ați îndrăznit o ipoteză foarte interesantă pentru mine. O apropiere între Sfânta sau măcar apel la Treime, Sfânta Treime și cele trei particule fundamentale care ar forma materia. Adică cuarcul, fotonul și electronul. Puteți merge mai departe, chiar dacă greșiți, riscați să faceți o legătură între cele trei particule și cele trei aspecte ale Sfintei Treimi, dacă se poate aceasta, și partea a doua, sau legată strict de ea, ar fi Sfânta Treime ne-a dat prin Iisus iubirea. În esență, Părintele Galeriu a fost o reprezentare în lumea noastră a marii iubire a lui Iisus. Probabil că e latura cea mai importantă. Măreția lui a stat în iubire, un bulgăre de iubire a fost. Știința are între cele trei elemente ceva care se echivaleze cu iubirea? Da. Mulțumesc mult. Stați aproape. Da, sunt aici. Da, da. Eu o să răspund opinia mea, dacă este greșită, dar am o opinie, mi-am pus și o asemenea întrebare. Deci, ce a fost înainte de apariția cunoscutului din nimic, universul părinților nimic? Deci a fost zilul blanc. Deci la 10 anul 43, deci totul exista într-un punct. Acel punct era Dumnezeu Tatăl. Da. În momentul când a zis să fie lumină, deci cuvântul a pronunțat cuvântul să fie lumină, Dumnezeu Tatăl s-a împărțit în trei. După opinia mea, sunt două lucruri materiale, deci materiale, deci electronul și corpul sunt lucruri materiale, au greutate și au o energie și este un lucru material. Lumina. 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 Fotonul nu are greutate. Are energie, dar nu are masă. Masă de repaus, să zicem așa. Deci eu așa se termina. Deci cine ține universul material întreg? Deci coarci. Nu întâmplător sunt trei coarci. Șase, chiar șase, numai că trei să glumeze. Trei. Coarcă. Deci coarcă. Cine a venit și ne-a adus nouă memoria, ne-a adus nouă? Iisus Hristos. Electronul este indivizibil, are energie electrică. Deci este indivizibil, are energie electrică. Deci avea coarcii cu materia reprezintă Tatăl, electronul reprezintă Fiul. Lumina. Păi cine se compoară la Înviere? Lumina. Lumina lui Dumnezeu. Prin Sfântul Duh. Lumina. Acum să știți, lumina nu înseamnă ceea ce vede cu ochii. Lumina înseamnă și dincolo de ochiul uman sau dincolo de rațiune, înseamnă și credință, lumină. Dacă există o iubire, o iubire, și v-am dat un exemplu extraordinar, deci pe care Părintele Daniel, la unul din congres, l-a enunțat. Deci, lumina, care nu e materie, se propagă ondulatoriu, este ca un portativ pe care se propagă o energie. Frecvența luminii necreată e o altă frecvență. Frecvența înseamnă să o luăm așa puțin, că știm că avem o frecvență de la microunde, de la telefonie, o frecvență radio, o frecvență. Iată că frecvența aceasta necreată, frecvența luminii necreate, este cea mai
mare frecvență cunoscută în univers, care străbate zidul plan 10^-43 Hz. Această frecvență este fără 10^-40 Hz. Este o frecvență care ne leagă pe toți, ne înconjură pe toți, ne unește pe toți. Și acum iubirea, inima, emite o frecvență care se simte în jurul corpului uman până la 5 km. Fiecare om are o frecvență diferită de celălalt om. Să știți că dacă se fac două măsurători de pulsul de inimă, două măsurători de frecvență de inimă, nu vor corespunde niciodată la doi oameni. Că sunt 60 de Hz, că pe măsură la puls. Noi nu ne dăm seama, pentru că e mică diferență. Imaginați-vă că la telefon este miliarde de numere ca să vorbim la telefon. Ce trebuie să auzi miliarde de cuvinte sau miliarde de semnale. Așa și aici, frecvența aceasta a luminii. Deci, înconjoară și lumina inimii bate bariera care, păi, ne băgăm într-o pușcă electromagnetică, o pușcă din fier. Și nu mai primim semnale de microunde. Ne băgăm într-o pușcă din zid. Nu mai primim semnale dinspre exterior. Nu vă supărați. Nu cred că cineva se poate ascunde, și aici este cuvântul, cel ascuns și cel neascuns. Păi credeți că Dumnezeu stă ascuns și emite pe o frecvență a credinței, a dragostei, a apropierii, astfel încât tu să te înconjori de un zid. Zidul ăsta este în inima ta? Este în rațiunea ta? Nu este un zid material. Deci, dragoste. Dacă vă spun despre dragoste, dacă urmărim formarea sistemului lună, pământ, soare, păi este o iubire perfectă. Vă rog să rețineți. Sistemul pământului născut este o iubire perfectă pentru om. Sunt așezate poziționat în spațiu. Au anumite influențe asupra pământului, astfel încât să existăm noi, părinte. Nu e nimic întâmplător. Nimic întâmplător. Căutăm. Pentru că dacă n-ar fi fost așa, noi n-am fi existat. Și să mulțumim Universului, că nici Universul nu stă degeaba. Ați văzut ce spune? Zice să nu deranjeze o frumare. Pentru că o stea din Univers se va cutremura. Deci să știți că dacă puneți gândurile unei frumări, o stea în Univers se va cutremura. Teoria fotonului. Fotonii pot să existe și într-un loc și în altul, simultan. Pentru că nu sunt. Și atunci ne cutremurăm de această iubire a Universului. Dar acum să fim de iubiți. Suntem apărați de câmpul Soarelui, de explozile solare. Suntem apărați de explozile supernovei. Suntem apărați de alte resturi din Univers. Numai că pe om nu îl apără nimeni de el însuși. Ăsta e cuvântul de încheiere. Noi trebuie să ne apărăm de voi. E bine? Nu știu de bine. Eu părere. Toate se cer după iubirea lui Dumnezeu, bine ați zis. Nimic nu e întâmplător și uite că nu vedem lucrurile, ne cunosc lucrurile, nu le vedem în această lumină pe care a spus-o dumneavoastră. Fiecare particulă a acestui univers e impregnată de iubirea lui Dumnezeu. Să nu vă speriați de ceea ce a spus Dumnezeu pe început. La acel început n-a făcut panteism.
Adică poate pentru o ureche așa mai puțin mai harmonică, poate să pară că parte din este voroasă, parte din Dumnezeu este din lumea imaterială, dar ceea ce este, dar creația apare ca rod al iubirii și amprenta acestei iubiri în treime, acestei iubiri a Sfântei Treime este pusă în toată, în toată existența noastră. Și cu siguranță nu e întâmplător că trăiesc în particulă. Acum despre bozonul Higgs, nu știu, pe mine nu mai există, dar atunci nu aici. Acum când este că a existat sau că nu a existat, o să ne mai spun domnul Andrei Dorobanț, care a luat, a fost în echipa care a luat acel nomen. Dar, cu siguranță, tot ceea ce ține și tot ceea ce face să lucreze, ca aceste trei particule să nu facă lucruri întâmplătoare, ci produc ordine, produc viață. Este tot lucrarea lui Dumnezeu cel nevăzut, care ține acest univers în brațele iubirii sale și, cum a spus, cu o energie care penetrează. Cu o energie care penetrează. Mai departe, nu știu eu să vorbesc, nu sunt atât de pregătit, dar simt așa, numită de dumneavoastră, o întărire și un îndemn să continuăm aceste întâlniri și chiar să punem, să avem întâlniri cu teme foarte precise ca să, să ne lumină. Adevărat, pentru că, așa cum am spus, știința este prezentată doar în anumite interpretări care slujesc nu vieții, nu binelui comun, ci în vrăjbiri sau supunerii noastre față de anumite ideologii sau așa mai departe. Știința este sinceră în ea însăși și ne vorbește despre iubirea lui Dumnezeu. Vreau să vă mulțumesc pentru amabilitatea arătare pe care ați dat-o oră. Și mă bucur că sunt în generație multe pe care le văd acum, după aproape 15 ani, dacă nu știu mai bine. Și doresc să participați și la următoare, pentru că Părintele Cristian Galeriu este un urmaș de demn, un urmaș de al Părintelui Constantin Galeriu. Și iată că aș chiar nu sare de parte de tron. Vă mulțumesc, Părinte, pentru amabilitatea și pentru blândețea și faptul că ne-ați primit, ne-ați găzduit în această minunată biserică, care are istorie. Deja a început să fie istorie. Istorie și de altă natură. Nu numai istorie despre religie, ci și despre dialogul și împăcarea oamenilor între ei. Mulțumesc! Să fie!